Tu fai explico? Mă gândeam acum. Da, eu sunt Sergei, cum am spus, și îmi pare bine să fiu aici. Hai să vă mai întreb niște treburi. Hai, vă rog, să aplaudi oamenii care au relații de mai mult de 2 ani de zile. Măcar stinge dracule, că... Așa, suflă, exact. E tot ce trebuie. Dacă te ridicai și făceai... Era perfect. Bravo, bravo. Dar n-avem acum de gând să faci mari cazi din treaba asta, dar și în față, și doi, și cu urmânare... Mai bine punea un dirtău aici să mă apura că era același lucru. Bravo, bravo. Nu aveți chef bine să stai. Așa. Deci ați aplaudat câțiva. Voi ați aplaudat, nu? Cu tipul cu beton mare? Cu ea? Cât timp aveți împreună? 5? Ai știut tu? Bravo, boss! De fiecare, de regulă când tu... Aici, că din Bama București se întâmplă treaba asta. Voi vă faceți timp de ani să fiți sau ceva, nu? De obicei, când întreb treaba asta, 90% din femeie, din persoane care aplaudă-s femei. Hai, aplaudă în pizda, mă, nu știu. Nu mă repede. Mă rog, eu știu că e frumos în primii 2 ani, nu mai ai cum să țin minte, că e un căcat, a trecut de mult. Dar mie, știi, vreau să vorbesc un pic despre după perioada aia, că atunci, la început de prima perioada aia, când ne iubim și ne îndrăgostim și ne mințim mult. Că așa mai ai căcat. Toate melodiile de dragoste despre noi, toate filmele de romanță, noastre, tot, știi, vai, ești cel mai frumos, vai, ești cel mai frumos, vai, ești cel mai drăguț, vai, ești cel mai drăguț, ai cea mai mare pulă, minciu. După aia devenim sincer și nu ne mai căcăm din oară. Dar și am observat că după 2-3 ani, atunci când începem să ne certăm mai des, suntem mai sinceri, am observat că apar multe certuri din gelozie. Am dreptate? Și am o teorie. Femeile o spun. Tocmai asta e culmea, că teoria mea e că femeile, de regulă, sunt mai geloase decât bărbații. La voi cum? Nu voi nu sunteți geloși? Bravo, foarte bravo. Din experiență mă zic e foarte rar să-mi fac cealaltă. De regulă știu că femeile sunt mai geloase. Voi care ați mai aplaudat pe aici cu mai mult de 2 ani de relație? Voi doi? Cât timp aveți? 9 ani. 9 și jumătate. El acum era... Mă întreabă cu mine, am venit cu azi de seara. 9 ani jumate. Și cum vorbiți? Bogdan și Alina. Bogdan, ea e mai geloasă decât tine? Deloc? Tu nu ești deloc. Păi bun, dreptate. Nici eu n-aș fi, adică. Dar ești ok, nu ești... Ideea e că e mai frumoasă, știi? Știi, ești ok. Te-aș spune, eu... Dar nu te-aș spune așa cu patru, să fii nici... Da, ok, bom, da. Mi-ai dat unii sus. Bă, dar ce părere bun ai despre tine, nu? Nu ai probleme.